Un grav accident rutier s-a produs în această dimineață pe DN66 în localitatea Bănița, Soldat, cu 5 victime. Din nefericire, o femeie în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața. Conducătorul auto al autoturismului, care a pătruns pe contrasens, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Însă celălalt conducător auto nu a putut fi testat din cauza stării de sănătate. Un grav accident rutier s-a produs marți dimineață pe DN66 în localitatea Bănița. 5 persoane au fost implicate, însă 3 au fost rănite în urma unei coliziuni între două autoturisme, traficul pe ambele sensuri fiind blocat la fața locului, deplasându-se mai multe echipaje de intervenție. Din păcate, o femeie aflată în stop cardiorespirator nu a mai putut fi salvată, în ciuda manevrelor de resuscitare. De asemenea, șoferul unui autoturism implicat în coliziune a fost descarcerat din autovehicul și transportat la spitalul din Petroșani cu traumatisme la nivelul feței și membrelor inferioare și o a treia victimă a primit asistență medicală la fața locului. Poliția orașului Hațeg a fost sesizată prin intermediul Serviciului Național Unii pentru Apeluri de Urgență 112 despre faptul că în localitatea Bănița, pe drumul național 66, a avut loc un accident de circulație rutieră Soldat cu victime omenești. Polițiștii ajunși la fața locului din primele cercetări preliminare au constatat că un bărbat în vârstă de 56 de ani din municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin, în timp ce conducea un autoturism pe sensul de mers Petroșani-Hațeg, într-o curbă deosebit de periculoasă la dreapta, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula pe sensul opus, condus de către un bărbat în vârstă de 49 de ani din comuna Baru, județul Hunedoara. În urma evenimentului a rezultat decesul unei femei în vârstă de 35 de ani din comuna Vaideni, județul Vâlcea, pasageră pe locul stânga spate în autoturismul condus de către bărbatul în vârstă de 56 de ani. Șoferul mașinii care a pătruns pe contrasens a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, însă celălalt conducător auto nu a putut fi testat din cauza stării de sănătate. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și de vătămare corporală din culpă. În timpul intervenției, traficul rutier a fost blocat și restricționat pe perioada efectuării cercetării la fața locului.